aș vrea să dăm o fugă până la munte. Înțeleg că Andrei Stoica este acolo împreună cu soția și cu băieții lor. Salut! Vă pupăm! Vă pupăm, salutare! Bună, ia uite toată echipa completă acolo. Unde sunteți, măi? Am venit, am dat o tură până la munte, suntem în Bulgaria, la Bansko. Și e super, super, super. Au venit băieții vor să învețe să schieze și sunt tare fericiți. Bravo! Este pentru prima oară, primul an în care îi pui pe schiuri? Da, este prima oară și sunt tare mândru de ei pentru că au reușit în două zile să învețe destul de multe. Da. Copii, cum e pe schiuri? Vă place? Da! Dar nu e frig acolo la munte când vii cu viteză așa cu schiurile, nu vă e frig? Sau frică? E frig sau frică? Păi e frig, mă, sau frică? Ia spune. E frig! Nu e frig! Nu e frică deloc! Nu le este frică deloc. Asta e important, asta e. Dar, Andra, schiezi și tu? Noi suntem cu snowboard-ul, le dăm cu placa de snowboard. E super interesant, am luat ceva căzături, sperăm să ajungem întregi acasă, ca să zic așa. Păi stai, adică toate căzăturile sunt la noi. Da, ca să am arătat niciuna. Păi voi sunteți la alt nivel, înțeleg, că e mai complicat cu placa de snowboard decât pe schiuri. Din câte noi am început din liceu, ca să zic așa. Prima oară cu asta am început să ne dăm din liceu cu placa de snowboard și am rămas fideli. Acum, odată cu bătrânețea, ne mai dă roasele la o căzătură. Nu mai ce era odată. Am zis să alegem drumul mai greu, Cove. Și am zis, băi, noi luăm placa de snowboard. Dacă e să cădem, să cădem bine de tot. Exact. Cât timp stați acolo? Câte zile? Păi am venit de 3 zile și stăm până sâmbătă. Ah, frumos. Cum e? Că am văzut că e destul de aglomerat în stațiunile montane de la noi. Acolo cum e? Și aici este destul de aglomerat. Se aglomerează pe zi ce trece. Odată cu venirea weekendului se aglomerează din ce... Da. Din ce mai mult. Dar stat. Instalații, înțeleg că s-a întrerupt legătura. Ce e, Laura? Ce s-a întâmplat? Uite, mă gândeam și eu ce bine m-ar fi stat pe pârtie. Da? Ne auzim? Andrei? Da, ne auzim. Da, hai că s-a întrerupt legătura. Deci, stați mult la coadă până reușiți să urcați cu, nu știu, cu telescaunul sau cu teleschiul. Sunt puțin mai organizați decât sunt lucrurile la noi. Sunt tunurile de zăpadă care merg, sunt mașini speciale pentru îndreptat dâmburile de pe pârtii. Nu este foarte multă gheață pe pârtie și lucrurile merg foarte ok, nu se stă la coadă deloc. Oamenii sunt mai relaxați și nu sunt nici atât de multe măsuri restrictive cum sunt la noi în țară. Am înțeles. Dar sunt mulți kilometri de pârtie? Sunt ceva, pentru noi care suntem începători, adică noi avem o oră jumate până coborăm o pârtie. Păi voi pe ce vă dați, pe ale albastre sau sunteți un pic mai avansați? Am început cu ale albastre, Cove, să știi că nu suntem atât de avansați încât să ne dăm pe astea mai grele, dar nu ne dăm bătuți, poate până plecăm, poate încercăm și una din aia mai grea, un traseu din ăla mai greu. Toți suntem împinși de la spate că ne plac provocările nouă. Foarte bine. Aveți grijă de voi, vacanță plăcută. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Și vă pupăm. Baftă să nu ne rupem nimic. Baftă să veniți întregi de acolo. Pa, pa, vă pupa copii. Pa, vă pupăm. Pa și noi.